Bun găsit la acest moment, rafinăria de la Braz se află în revizie tehnică, astfel că mai multe echipe de angajați și subcontractori lucrează la mentenanța instalațiilor. În urma unor astfel de proceduri s-ar fi pornit incendiul după ce s-ar fi sudat pe o țeavă pe care, spun surse din interior, ar fi fost combustibil. Au rezultat 3 victime în urma deflagrației. Un bărbat de 59 de ani a suferit arsuri de gradul 3 și 4 pe aproximativ 72% din suprafața corpului și arsuri de căi aeriene superioare. Victima a fost intubată și ulterior preluată de elicopterul SMURD și dusă la spitalul Floreasca. Un alt bărbat de 55 de ani cu arsuri de gradul 2 și 3 pe circa 15% din corp a fost dus la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Încă un angajat de 60 de ani a suferit un traumatism la un picior, însă a refuzat examinarea și transportul la spital. Și compania care își desfășoară activitatea în rafinărie a emis un comunicat oficial în care explica despre incident. A precizat faptul că echipa de răspuns la situații de urgență a companiei a fost mobilizată, a coordonat operațiunile de asistență și a fost în contact cu toate autoritățile relevante. Totodată din comunicat reiese faptul că rafinăria se află în prima săptămână de revizie care va dura 6 săptămâni. Polițiștii din cadrul IPJ Prahova au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.